Traian Băsescu nu are nicio treabă cu această fuziune. Nu este creată împotriva lui, nu este creată împotriva nimănui. Este creată ca o alternativă la PSD, puternică de centru-dreapta, și o alternativă pentru români. Dar nu ați discutat cu Traian Băsescu despre această fuziune? Chiar mai devreme, în ideea fuziunii drepte. Nu și nici nu voi discuta. De ce să discut? Domnul Traian Băsescu este președintele României, iar pe de altă parte are un partid de suflet. N-am ce să discut cu domnul Iasa. Ați rămas supărat pe domnul Băsescu. Eu nu am fost niciodată supărat pe ați spus pe că a fost extrem României. De incorrect cu partidul care l-a condus, asta spuneați acum două luni, și care a fost loial în permanență. Asta este altceva. Adică nu poți dintr-o dată să-ți aduci aminte că acest partid a fost membrii acestui partid, o parte din cei care l-au condus. Din păcate puțin, mai suntem trei. Au fost membri în Frontul Salvării Naționale, uitând că noi am avut forța, și aveam 30 de ani atunci, nu? Să ne rupem de putere, de Iliescu și de tot ce a însemnat Iliescu, și să creăm un partid modern. Foarte modern pentru timpul acela, Partidul Democrat, nu? Și noi ne-ar fi fost foarte simplu să rămânem la putere, doar eram prefecți, unii dintre noi erau miniștri, erau lucruri călduțe. A renunțat la toate și ne-au rupt de Iliescu, Bârlădeanu, Dan Marțian, nu se ierte, da? Și am creat acest partid, care, iată, a avut o evoluție spectaculoasă. Domnul președinte Traian Băsescu a avut la rândul lui merite în devenirea acestui partid, iar acest partid până la urmă a dat de doar președintele României, a dat și prim-ministru și a și guvernat. În acest timp scurt, a guvernat chiar de două ori, nu? În două coaliții de guvernare. Iată, deci demersul foarte serioase. Și nu permit nimănui să lovească în acest partid, mai ales dacă a beneficiat în vreun fel sau altul la rândul lui de muncă ca sutelor de mii de militanți. Și hai să fim serioși, dacă ne gândim doar la ultimele alegeri din 2009, când au fost câștigate la mai puțin de două voturi pe secția de votare. Gândiți-vă câtă muncă a fost doar să nu fim furați de pesediști în secția de votare. Pentru că la 9 seara cântau pesediști din toată România Mihai era dragostea mea, nu? Și dimineața a fost altfel. Tocmai datorită muncii extraordinare a acestor oameni. Și atunci Traian Băsescu v-a mulțumit? Atunci, da. Și după v-a spus adio. Ruptura este iremediabilă? În acest moment, da. În acest moment, da, iar acest lucru a dorit domnia sa. Pentru că președintele a spus de mai multe ori că ar accepta funcția de premier. Și bănuiesc că nu suntem în Rusia. Nici acolo nu dă bine.